Știu că ai să-l împuști pe Gherinerdo, îi zise ea calmă, și nu pot face nimic pentru a te împiedica, dar te previn. De îndată ce îi voi vedea leșul, îți jur pe rămășițele tatălui meu și ale mamei mele și pe amintirea lui José Arcadio Buendia și înaintea lui Dumnezeu, că am să te scot din bârlogul în care o să te ascund și am să te ucid cu mâinile mele. Înainte de a ieși din cameră, fără ca măcar să aștepte răspunsul, încheie. Același lucru l-aș fi făcut dacă te-ai fi născut cu o coadă de porc. În cursul acelei nopți nesfârșite, în timp ce colonelul Gherinerdo Marquez evoca, după amiezele moarte, în atelierul de croitorie al Amarantei, colonelul Aureliano Buendia stărui ceasuri întregi, zgâriind și râcâind scoarța dură a singurătății sale în speranța de a o sparge. După acea după-amiază îndepărtată în care tatăl său îl dusese să facă cunoștință cu gheața, singurele sale clipe de fericire le cunoscuse în atelierul de aurărie în care își petrecea vremea aurind peștișorii. A trebuit să dezlănțuie 32 de războaie. A trebuit să violeze toate pactele sale cu moartea și să se bălăcească precum un porc în mocirla gloriei, pentru a descoperi, cu o întârziere de 40 de ani, toate privilegiile simplității. În zori, răscolit de chinurile acestei nopți albe, intră în încăperea cu butucul cu o oră înainte de execuție. S-a sfârșit comedia cu metre, îi zise colonelului Marquez. Să plecăm de aici, înainte ca țânțarii să te execute cu totul. Colonelul Marquez nu-și putu ascunde disprețul pe care îl inspira o astfel de atitudine. Nu, Aureliano, răspunse el. Prefer să mor decât să te văd transformându-te în măcelar. N-ai să mă vezi, răspunse colonelul Aureliano Buendia. Încalță-te și ajută-mă să termin cu războiul ăsta scârbos. Spunând aceasta, nu-și închipuia că un război este mai ușor să-l începi decât să-l sfârșești. Trebuie să se arate inflexibil și sângeros timp de aproape un an pentru a constrânge guvernul să propună rebelilor condiții de pace favorabile și alt an pentru a-și convinge partizanii de necesitatea de a le accepta. În materie de cruzime, ajunse la excese pentru a înăbuși rebeliunea propriilor ofițeri, care se opuneau comercializării victoriei și sfârși prin a se sprijini pe forțele inamice pentru a o scoate la capăt. Niciodată n-a fost un războinic mai bun ca atunci. Certitudinea că în sfârșit lupta pentru propria libertate, nu pentru idealuri abstracte, pentru lozinci pe care politicienii aveau tot răgazul să le întoarcă pe față sau pe dos, după împrejurări, îi insufla un entuziasm plin de înflăcărare. Colonelul Marquez, care se bătu pentru înfrângere cu tot atâta convingere și loialitate cu câtă se luptase pentru biruință, îi reproșă temeritatea inutilă. Nu-ți face griji, îi răspunse el zâmbind. Să mor este mult mai greu decât să crezi. În cazul său era adevărat. Certitudinea că îi fusese fixat ultimul ceas îl înzestră cu o imunitate misterioasă, cu o nemurire pe termen fix, care îl făcea invulnerabil față de pericolele bătăliilor și îngădui până la urmă să repurteze o înfrângere care se dovedi mult mai dificilă, mult mai sângeroasă și mai costisitoare decât victoria însăși. În aproape 20 de ani de război, colonelul Aureliano Buendia venise de nenumărate ori acasă, însă graba în care sosea mereu, desfășurarea de forță care îl însoțea pretutindeni, nimbul de legendă
care-i aurea prezența și față de care Ursula nu rămânea insensibilă, îl prefăcuseră până la urmă într-un străin. Ultima dată când venise la Macondo și când își adăpostise cele trei concubine, nu a fost văzut în propria casă decât în două sau trei rânduri, când își luă răga să accepte invitația la masă. Frumoasa Remedio și cei doi gemeni, născuți în timpul războiului, abia îl cunoșteau. Amaranta nu reușea să împace imaginea fratelui care își petrecuse adolescenta fabricând peștișori de aur cu cea a războinicului mitic care pusese o distanță de 3 metri între el și restul omenirii. De când se știu că armistițiul se apropie, când își închipuiră că va reveni schimbat într-o ființă omenească, redat în sfârșit afecțiunii familiei lui, sentimentele familiale, atâta timp amorțite, renăscură cu mai multă forță ca oricând. În sfârșit, zise Ursula, vom avea din nou un bărbat în casă. Amaranta a fost prima care a bănuit că de fapt l-au pierdut iremediabil. Cu o săptămână înainte de armistițiu, când intră în casă fără escortă, precedat de două ordonanțe de sculțe care depuseră pe verandă harnașamentul catârului și cufărul cu versuri, singura rămășiță din vechiul echipaj imperial îl văzu trecând prin fața atelierului de croitorie și îl chemă. Colonelul Aureliano Bândea părea că abia o mai recunoaște. Sunt eu, Amaranta, zise ea cu voioșie, fericită să-l vadă reîntors și arătă mâna înfășurată în bandajul negru. Privește! Colonelul Bândea îi adresa acela zâmbet ca ziua în care o văzuse pentru prima oară cu bandajul. În acea dimineață, foarte îndepărtată, când se întorsese la Macondo, condamnat la moarte. Cum trece vremea? Strigă el. E îngrozitor. Trupele regaliste trebuiră să păzească casa. Lumea îl batjocorea, scuipa când trecea. Îl acuza că a pornit din nou războiul numai pentru a-l vinde mai scump. Tremura de febră și de frig. La subsor era din nou plin de abcese. Cu 6 luni înainte, când auzise vorbindu-se despre armistițiu, Ursula deschisese camera nupțială, făcuse curățenie și aprinsese smirnă pe la colțuri, închipuindu-și că Aureliano se va întoarce, hotărât să îmbătrânească fără grabă între păpușile mucezite ale lui Remedios. Dar de fapt, în cursul ultimilor 2 ani, ajunsese să-i plătească vieții toate restanțele pe care i le datora, între care și îmbătrânirea. Trecând prin fața atelierului de aurărie pe care Ursula îl rânduise cu o grijă cu totul deosebită, el nici nu văzu că legătura cu chei era îmbroască. Nu băgă de seamă deloc acele deteriorări sfâșietoare și minuscule pe care timpul le pricinuise în casă și care după un timp atât de îndelungat ar fi părut dezastruoase pentru orice om care își păstrează vii amintirile. Vederea tencuielii scorojite de pe pereți nu-l făcu să sufere, nici scamele murdare ale pânzelor de păianjen din unghiere, nici praful de pe begonii, nici nervurile desenate de carii pe grinzi, nici mușchiul crescut pe țâțâni, nici vreo cursă ascunsă, întinsă de nostalgie. Se așeză în verandă, învelit în pătură, fără să scoată cizmele, ca și cum ar fi așteptat prima lumină pentru a se scula, și toată după amiaza stătu să privească ploaia căzând pe begonii. Ursula înțelese atunci că nu-l va păstra acasă multă vreme. Dacă nu e războiul, gândi ea, nu poate fi vorba decât de moarte.
Această presupunere îi se păru atât de limpede și atât de convingătoare încât văzu în ea o prevestire. În cursul cinei din seara aceea, unul din gemeni, presupus a fi Aureliano al II-lea, frângea pâinea cu mâna dreaptă și mânca supa cu mâna stângă. Fratele său, presupus a fi José Arcadio al II-lea, frângea pâinea cu mâna stângă și mânca supa cu dreapta. Gesturile lor erau coordonate cu atâta precizie încât nu s-ar fi zis că sunt doi frați așezați unul în fața celuilalt, ci un joc de oglinzi. Acest spectacol pe care cei doi gemeni îl concepuseră, din clipa în care au devenit conștienți de asemănarea lor perfectă, a fost reluat în onoarea nouvenitului. Dar colonelul Aureliano Buendía nu-l observă. Părea atât de străin de toate, încât nu observă nici chiar pe frumoasa Remedios, care se îndrepta coală spre camera ei. Ursula a fost singura care a îndrăznit să-i tulbure gândurile. Dacă trebuie să pleci din nou, îi zise ea în timpul mesei, caută măcar să-ți amintești cum eram în seara aceasta. Colonelul Aureliano Buendía își dădu atunci seama, fără să fie de altfel surprins, că Ursula era singura ființă omenească ce reușise cu adevărat să-i descifreze mizeria și pentru prima oară după atâția ani îndrăzni să o privească în față. Avea pielea toată crăpată, dinții cariați, părul spălăcit, fără culoare, privirea stinsă. O compară cu imaginea cea mai veche pe care o păstrase despre ea, în acea după-amiază în care avusese presimțirea că o oală cu fiertură era să cadă de pe masă și iată că regăsea această imagine din bucăți. Descoperi dintr-o dată zgârieturile, vânătăile, rănile, ulcerările și cicatricele pe care i le lăsase peste o jumătate de veac de existență cotidiană și constată că vederea acestor ravagii nu trezește în el niciun sentiment, nici măcar milă. Făcu atunci un ultim efort pentru a căuta în inima lui locul în care putrezise dragostea, dar nu-l putu găsi. Altădată încerca cel puțin o impresie confuză de rușine când descoperea în propria piele mirosul Ursulei și îi se întâmplase de mai multe ori să simtă cum gândurile ei le întretăiau pe ale lui. Dar toate acestea fuseseră șterse de război. Însă și Remedios, propria nevastă, nu mai era acum decât imaginea ștearsă a cuiva care ar fi putut să-i fie fică. Nenumăratele femei pe care le cunoscuse în deșertul iubirii și care îi răspândiseră sămânța pe întregul litoral, nu lăsaseră nicio urmă în inima lui. Cele mai multe pătrunseseră în odaia lui în plin întuneric și plecaseră înainte de zorii zilei. A doua zi nu mai rămânea în urma lor decât un pic de dezgust în memoria trupului. Singura afecțiune care rezistase în fața timpului și a războiului a fost aceea pe care o avea față de fratele său, José Arcadio, de pe vremea când erau copii și nici aceasta nu se bizuia pe iubire, ci pe complicitate. Își cer iertare, mamă, răspunse el, scuzându-se la rugămintea Ursulei. Războiul ăsta a nimicit totul. În cursul zilelor care au urmat, căută să nimicească toate urmele trecerii sale prin lumea aceasta. Goli atelierul de aurărie, nelăsând în el decât obiecte impersonale, dărui ordonanțelor hainele sale și își îngropă armele în curte cu aceeași căință ca tatălui în ziua când îngropase lancia
care îl ucisese pe Prudencio Achilar. Nu păstră decât un pistol cu un singur glonț. Ursula nu interveni. Nu căută să-i schimbe hotărârea decât atunci când era pe cale să distrugă daguerotipul lui Remedios, pe care îl păstra în salon, luminat de candelă. Portretul ăsta a încetat să-ți mai aparțină de mult, îi zise ea. E o moștenire de familie. În ajunul armistițiului, când nu mai rămase în casă nici un obiect care se poată evoca amintirea, se duse la brutărie purtând lădița care conținea versurile sale, în clipa în care Santa Sofia de la Piedad se pregătea să aprindă cuptorul de pâine. Aprinde-l cu astea, îi zise el, întinzându-i primul sul de hârtii îngălbenite. O sardă mai bine, sunt lucruri foarte vechi. Santa Sofia de la Piedad, atât de tăcută, atât de complezentă, care nu contrazisese niciodată pe nimeni, nici chiar pe copiii ei, avea impresia că îi se cere să săvârșească ceva oprit. Sunt hârtii importante, zise ea. Nici pomeneală, îi răspunse colonelul, lucruri care se scriu pentru sine însuși. Atunci ardeți-le dumneavoastră, colonele. Ceea ce și făcu, fără să se oprească numai la atât, ci zdrobi cufărul cu o secure și aruncă bucățile în foc. Cu câteva ceasuri mai înainte, Pilar Ternera venise să-l viziteze. După atâția ani de când o mai văzuse, colonelul Buendia rămase stupefiat, constatând cât de mult îmbătrânise și se îngrășase, cum își pierduse râsul ei strălucitor, dar fu la fel de mirat de acerimea pe care o dobândise la ghicitul în cărți. Ia seama la gura ta, îi zise ea, iar el se întrebă dacă data trecută când îi spusese același lucru și când se găsea la apogeul gloriei sale, sfatul ei nu fusese o viziune extraordinar anticipată asupra destinului său. După puțin timp, când medicul său personal termină cu extirparea abceselor de la subsori, îl întrebă cu un aer detașat care era locul exact unde se află inima. Doctorul îl ascultă, apoi desenă un cer pe pieptul lui cu un tampon îmbimbat în tinctură de iod. În marțea armistițiului, ziua se lumina călduță și ploioasă. Colonelul Aureliano Buendia își făcu apariția în bucătărie când ceasul bătea ora 5 dimineața și își bău cafeaua obișnuită fără zahăr. E o zi ca aceea în care te-ai născut tu, îi zise Ursula. Ai speriat toată casa cu ochii tăi deschiși. El n-o luă în seamă, toată atenția fiindu-i mobilizată în pregătirea trupei, în timp ce sunetele de goarnă ale acesteia și ordinele date de el tulburau puritatea zorilor. După atâția ani de război, toate aceste zgomote ar fi trebuit să-i se pară familiare. Și totuși, de data aceasta, simți cum îi tremură genunchii și pielea îi se înfioară, întocmai cum se simțise în tinerețe în prezența unei femei goale. Prins în sfârșit în cursa nostalgiei, se gândi că dacă s-ar fi căsătorit cu aceea, ar fi fost un om care n-ar fi cunoscut niciodată războiul, nici gloria, un meșteșugar anonim, un animal fericit. Această tresărire tardivă la care nu se aștepta se dădu un gust și mai amar micului său dejun. La ora 7 dimineața, când colonelul Gherineldo Marquez veni să-l caute, însoțit de un grup de ofițeri rebeli, îl găsi mai tăcut, mai cufundat în gânduri, mai solitar ca oricând. Ursula voi să-i arunce pe umeri o pătură nouă. Ce vor gândi oamenii guvernului? Îi zise ea,
Își vor închipui că te-ai predat pentru că n-aveai nici cu ce să-ți cumpere o pătură. Dar el refuză. Ajuns în prag și văzând că ploaia continua să cadă, își puse în cap o pălărie veche de pâslă care fusese a lui José Arcadio Buendia. Aureliano, îi mai spuse Ursula, dacă acolo o să ai o soartă grea, promitem că în gândurile tale vor fi la mama ta. El îi adresă un surâs distant, își ridică mâna mare cu degetele rășchirate și fără să spună vreun cuvânt părăsi casa pentru a înfrunta strigătele, ocările și blestemele care aveau să-l urmărească până la ieșirea din sat. Ursula puse bara la poartă, hotărâtă să nu mai tragă tot restul vieții. Putrezim pe loc aici înăuntru, zise în sinea ei. O să ne prefacem în cenușă, în casa asta lipsită de bărbați, dar n-o să le dăm acestor nemernici prilejul să se bucure văzându-ne plângând. Își trecu dimineața căutând prin ungherele cele mai ascunse o amintire a fiului său, dar nu putu găsi nici una. Ceremonia a avut loc la 20 de kilometri de Macondo, la umbra unui arbore de copac gigantic, în jurul căruia avea să se întemeze apoi satul Nirlandia. Delegații guvernului și ai partidelor, ca și comisia rebelă care preda armele, fură serviți de un grup de călugărițe vioaie îmbrăcate în straie albe, care semănau cu un stol de porumbei speriați de ploaie. Colonelul Aureliano Buendia sosi călare pe un catâr plin de noroi. Nu era bărbierit, preocupat mai mult de abcesele dureroase de la subsor decât de prăbușirea imensă a visurilor sale, deoarece ajunsese la capătul speranțelor, dincolo de glorie și de nostalgia gloriei. Potrivit dispozițiilor date de el însuși, nu a fost muzică, nici petarde, nici clopote de bucurie, nici urale și nici un fel de manifestare care ar fi putut altera caracterul de doliu al armistițiului. Un fotograf ambulant care luase unicul portret al lui, ce s-ar fi putut păstra, a fost silit să-și distrugă plăcile fără să le developeze. Ceremonia a durat atât cât era necesar pentru trecerea semnăturilor pe hârtie. În jurul mesei rustice, așezate în mijlocul unui corp peticit de circ, la care luară loc delegații, se aflau ultimii ofițeri rămași credincioși colonelului Aureliano Buendia. Înainte de a strânge semnăturile, trimisul personal al președintelui Republicii vrut să citească cu voce tare actul predării, însă colonelul Aureliano Buendia se opuse. Să nu ne pierdem vremea cu formalități goale, zise el, și se pregăti să semneze hârtiile fără măcar să le citească. Unul dintre ofițerii săi sparse atunci tăcerea moleșitoare care domnea în cort. Colonele, faceți-ne favorul de a nu fi primul care să semneze. Colonelul Aureliano Buendia îi împlini rugămintea. După ce documentul trecu roată în jurul mesei, în mijlocul unei tăceri, atât de profunde încât s-ar fi putut descifra semnăturile, chiar și numai auzind zgâriatul pe hârtie, primul loc era încă alb. Colonelul Aureliano Buendia se pregăti să-l umple. Colonele, zise atunci un alt ofițer al său, mai aveți timp să refuzați. Fără să se tulbure, colonelul Aureliano Buendia semnă primul exemplar. Nu apucase să-l semneze și pe ultimul, când apăru la intrarea în cort un colonel rebel trăgând de căpăstru un catâr încărcat cu două cufere. În ciuda tinereții sale extreme, avea un aspect searbăd, o expresie răbdătoare.
era trezorierul Revoluției pentru circumscripția Macondo. Făcuse un drum obositor de 6 zile, trăgând de catârul care murea de foame, ca să ajungă la timp pentru armistițiu. Ceremonios, cu un calm exasperant, descărcă toate cuferele, le deschise și puse pe masă, una după alta, 72 de cărămizi de aur. Nimeni nu-și mai amintea de existența acestui tezaur. În dezordinea ultimului an, când comandamentul central zbură în țăndări și când revoluția degeneră într-o rivalitate sângeroasă între șefi, devenise imposibil să se determine vreo responsabilitate. Aurul rebeliunii topit în blocuri acoperite la rândul lor cu pământ ars scăpă de atunci oricărui control. Colonelul Buendia ordonă să se includă cele 72 de cărămizi de aur în inventarul predării și puse capăt ceremoniei, neîngăduind niciun discurs. Adolescentul firav rămase înfipt în mintea lui înaintea lui, fixându-l cu ochii săi senin de culoarea mierii. Ce mai vrei? Îl întrebă colonelul Aureliano Buendia. Tânărul îi răspunse strângând din dinți: Recipisa. Colonelul Buendia i-o întocmi cu mâna lui. Apoi luă un pahar cu limonadă și un biscuit pe care le împărțeau călugărițele și se retrase într-un cort militar, amenajat pentru cazul că ar fi vrut să se odihnească. Ajuns înăuntru, îi scoase cămașa, se așeză pe marginea patului de campanie și la ora 3:15 după amiază își trase un glonț în cercul pe care medicul său personal îl desenase pe piept cu tintură de iod. La aceeași oră, în Macondo, Ursula luă capacul de pe oala cu lapte aflată pe mașina de gătit, mirată că întârzia atât de mult să fiarbă, și-o găsi cu vieri. L-au ucis pe Aureliano, strigă ea. Privi spre curte, supunându-se unei deprinderi pe care o dobândise în singurătatea ei, și îl zări atunci pe José Arcadio Buendia, plioștit sub ploaie, mult mai bătrân decât atunci când murise. L-au omorât pe la spate, preciză Ursula. Și nimeni nu și-a făcut pomană să închidă ochii. La căderea nopții văzu printre lacrimi cum se încrucișează pe cer, rapide și scânteietoare, acele discuri luminoase, asemănătoare cu stelele căzătoare, și socoti că este semn de moarte. Încă mai stătea sub castan plângând la picioarele bărbatului ei. Când l-au adus, învelit în pătura lui, înțepenit din pricina sângelui închegat, pe colonelul Aureliano Buendia, cu ochii larg deschiși de furie. Era în afară de orice primejdie. Glonțul urmase o traiectorie atât de dreaptă, încât medicul îi putu trece prin piept și scoate prin spate un tifon îmbibat cu tinctură de iod. Asta e capodopera mea!" îi zise cu satisfacție. Era singurul punct prin care putea trece un glonț fără să atingă vreun centru vital. Colonelul Buendia se văzu înconjurat de călugărițe compătimitoare care intonau psalmi deznădăjduiți pentru odihna veșnică a sufletului său și atunci regretă că nu și-a tras glonțul în gură, după cum avea intenția, numai ca să facă de râs profeția lui Pilar Ternera. Dacă aș mai avea vreo autoritate, îi zise medicului, aș porunci să vă împuște fără judecată. Nu pentru că mi-ați salvat viața, ci pentru că nu m-ați cruțat de ridicol. Această biruință asupra morții îi readuse în câteva ceasuri tot prestigiul pe care îl pierduse. Toți aceia care îl calomniaseră că ar fi vândut războiul în schimbul unei locuințe, ale cărei ziduri erau făcute din cărămizi de aur,
Vorbeau acum despre încercarea lui de sinucidere ca despre un gest de onoare și îl proclamau martir. După aceea, când refuză ordinul pentru merit pe care îl decernase președintele Republicii, chiar și cei mai crânceni rivali ai săi veniră să se perinde prin camera lui pentru a-i cere să renege termenii armistițiului și să dezlănțuie un nou război. Casa se umplu de daruri menite să repare jignirile din trecut. Impresionat tardiv de sprijinul masiv al foștilor săi tovarăși de arme, colonelul Bândia nu excluse posibilitatea de a răspunde la dorințele lor. Dimpotrivă, uneori părea atât de entuziasmat de un nou război, încât colonelul Marchez credea că nu așteaptă decât un pretext pentru a-l dezlănțui. Acest pretext i s-a oferit efectiv atunci când președintele Republicii le refuză pensiile foștilor combatanți, fie liberali, fie conservatori, până ce fiecare dosar nu va fi fost revizuit de o comisie specială, iar legea pentru alocații aprobată de Congres. Este un abuz, tună colonelul Aureliano Buendia. Vor muri toți de bătrânețe așteptând poșta. Părăsi pentru prima oară balansoarul pe care îl cumpărase Ursula pentru convalescență și, plimându-se prin cameră, dictă un mesaj fără echivoc adresat președintelui Republicii. În această telegramă, al cărei conținut nu s-a comunicat niciodată public, denunța prima violare a tratatului de la Nirlandia și amenința cu declararea unui război nemilos în cazul când ordonanțarea pensiilor nu se va decide în curs de 15 zile. Atitudinea sa era atât de dreaptă încât permitea să se întrevadă până și aderarea foștilor combatanți conservatori. Dar, în loc de orice răspuns, guvernul întări paza pusă la intrarea casei, sub pretext că îi asigură protecția, și interzise vizitele, oricare ar fi fost ele. Măsuri asemănătoare fură adoptate în toată țara față de alți șefi luați la ochi. Operația s-a declanșat la momentul potrivit și a fost executată într-o manieră atât de radicală, atât de eficace, încât la două luni după armistițiu, când colonelul Aureliano Buendia era considerat vindecat, șefii lui cei mai hotărâți erau morți sau expatriați sau fuseseră înghițiți definitiv de administrația publică. Colonelul Aureliano Buendia se vindecă în decembrie și fu de ajuns să-și arunce o privire în direcția verandei ca să nu se mai gândească la război. Cu o vitalitate ce părea cu neputință la vârsta ei, Ursula întinerise casa. Acum vor vedea cu cine au de-a face, spusese atunci când se asigurase că fiul ei va trăi. Nici că va exista altă casă mai bună și mai ospitalieră ca această casă de nebun. Puse să fie curățată și zugrăvită din nou, schimbă mobilele, făcu ordine în grădină și semănă flori noi, deschise ușile și ferestrele, ca să pătrundă până în odăi lumina orbitoare a verii. Hotărâ sfârșitul numeroaselor dolii care se tot adăugau unul după altul, ea însăși schimbându-și vechea toaletă severă cu una mai tinerească. Muzica pianului mecanic înveselea din nou casa. Ascultând-o, Amaranta își aminti de Pietro Crespi, de gardenia lui crepusculară, de mirosul lui de lavandă și în adâncul inimii ei veștejite înflori o ură cu totul nouă, purificată de timp. Într-o după-amiază, când se străduia să facă ordine în salon, Ursula le ceru soldaților care păzeau casa să-i dea o mână de ajutor.
Tânărul comandant al gărzii le dădu încuvințarea. Încetul cu încetul, Ursula le încredință sarcini noi. Îi invita la masă, le dăruia haine și ghete, îi învăța să scrie și să citească. Atunci când guvernul puse capăt misiunilor de supraveghere, unul dintre ei rămase să trăiască în casă și în slujba ei timp de mulți ani. Înnebunit după frumoasa Remedios care îl respinsese de atâtea ori, tânărul comandant al gărzii muri din dragoste lângă fereastra ei, chiar în clipa când se revărsau zorile noului an. Cu mulți ani mai târziu, pe patul de moarte, Aurelianu al II-lea avea să-și amintească de acea după-amiază ploioasă de iunie, când intră în dormitor pentru a face cunoștință cu primul său fiu. Deși acesta era bolnăvicios, plângăcios și n-avea nicio trăsătură comună cu vreun Buendia, tatăl său n-a stat să se gândească de două ori pentru a-i pune un nume. Se va numi José Arcadio, zise el. Fernanda del Carpio, frumoasa femeie cu care se căsătorise în anul care trecuse, își dădu consimțământul. Ursula, dimpotrivă, nu putu să-și ascundă un vag sentiment de neliniște. În lunga istoria familiei, repetarea stăruitoare a numelor îi îngăduise să tragă concluzii care păreau de necontestat. În timp ce aurelienii erau închiși, dar perspicace, cei care purtau numele de José Arcadio erau impulsivi și întreprinzători, însă marcați cu un semn tragic. Numai în cazul lui Aureliano și José Arcadio al II-lea, clasificarea se doveni imposibilă. În timpul copilăriei lor erau atât de asemănători și atât de neastâmpărați, încât nici Santa Sofia de la Piedad nu reușea să-i distingă. În ziua botezului lor, Amaranta le petrecu brățări purtând numele respective și îmbrăcând haine de diferite culori, însemnate cu inițialele fiecăruia, dar când începură să meargă la școală, preferară să schimbe hainele și brățările și să se cheme reciproc cu numele celuilalt. Dascălul școlii, Melchior Escalona, obișnuit să-l recunoască pe José Arcadio al II-lea după cămașa verde, își pierdu cumpătul când descoperi că acesta purta brățara lui Aureliano al II-lea și când celălalt zicea că se numește totuși Aureliano al II-lea, deși purta cămașă albă și brățară gravată cu numele lui José Arcadio al II-lea. De atunci deveni imposibil să se știe cu certitudine care din doi era fiecare. Chiar și după ce crescură și viața i-a făcut să se deosebească, Ursula a continuat să se întrebe dacă ei înșiși nu s-au înșelat într-un moment sau altul al încurcăturii cu care se amuzaseră, creând-o și n-au rămas unul în locul celuilalt pentru totdeauna. Până la începutul adolescenței erau ca două mecanisme sincronizate. Se deșteptau în același timp, simțeau la aceeași oră dorința de a se duce afară, sufereau de aceleași boli și ajungeau chiar să viseze aceleași lucruri. Acasă, unde toți credeau că amândoi își coordonează actele din simpla plăcere de a induce lumea în eroare, nimeni nu-și dădea seama de ceea ce se întâmplă cu adevărat, până în ziua când Santa Sofia de la Piedad îi dădu unuia din ei un pahar de citronadă. Și înainte ca el să guste din ea, celălalt susținea că n-avea zahăr.